Frații mei, surorile mele, suntem și în seara aceasta aici, în adunare, mulțumim Domnului pentru harul acesta. Trebuie să conștientizăm faptul că Domnul ne dă har după har, are o durare mare pentru noi ca să ne bucurim, pentru că Dumnezeu să ajungem acolo în împărăția sa. Amin. Fie ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a fost în adunare. Mă bucur de orice inițiativă. 12 mămici tineri au cântat spre slava Domnului, Domnul să le binecuvinteze și pe ele, și familiile lor, și copiii lor. Și în toate să fie lăudat Dumnezeu. Amin. Nu știu unde au fost soților, dar ele au fost aici și au cântat. Frații mei, aș vrea să medităm puțin la cuvântul care a fost citit în seara aceasta și uitându-mă atent la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel și la scrierea aceasta care o adresează către biserica din Corint, am observat că aici Apostolul Pavel le atrage atenția la corinteni și cred că cuvântul acesta este pentru noi în seara aceasta, că este un pericol cu care putem să ne obișnuim, să fim creștini fără Hristos. Ați mai auzit așa ceva? Cum să fie? Să fii creștin, să fii al lui Hristos, dar în realitate să nu fii cu Hristos. Acum știți, se tot vorbește, toată lumea zice că suntem creștini, popor creștin și se propovăduiește într-un fel sau altul. Mulți jură cu mâna pe Scriptură, spun că cred în Dumnezeu, dar sunt departe de Dumnezeu, departe de Hristos. Este așa. Este. Dar aș vrea ca în seara aceasta să venim puțin la noi. Se potrivește cuvântul acesta pentru cei de afară, pentru lumea, să spunem, ortodoxă. Că ei se numesc creștini, dar nu au pe Hristos. Ce se face în biserica ortodoxă este departe de Hristos, departe de Dumnezeu. Cu toate că în doctrina lor, cumva doctrina este creștină. Dogmele, ceea ce este crezul lor, în esență, este creștin. Cel mai mare teolog al Ortodoxiei Române a murit, Dumitru Stăniloae, are teologia în 3 volume, și vorbește, teologia lui e total biblică. Chiar când ajunge la, cum se spune, cu icoanele, iconografie, da? Spune lucrurile exact cum scrie în Scriptură. În alte scrieri le amestecă, le bagă și așa și așa. Dar cel puțin în teologia care a scris-o, e biblică. Dar dacă te duci în biserică, unde-i creștinism? Unde-i Hristos? Că numai Hristos nu-i pe acolo. Acum, eu vreau în seara aceasta să nu vorbesc de ortodoxi. Vreau să vorbesc de pocăiți. Și să spun altfel titlul predicii. Pocăiți fără Hristos. Acum noi ca și pocăiți suntem creștini, nu? Suntem. Dar așa e în cultura noastră românească. Ne zice lumea pocăiți. Poți să fii pocăit fără Hristos. Nu să fii așa. Să fii pocăit, alții să spună pocăitul, dar tu să nu ai pe Hristos. Să nu fii cu Hristos. Povestea cineva despre un domn. Că trebuia să meargă dintr-un sat în altul sau dintr-un oraș într altul, atunci nu erau mașini pe vremea aceea, și mergea cu o trăsură. Și cel care mâna trăsura era unul de ăsta care era iute. Și s-a urcat domnul în trăsură pe bancheta din spate și căruțașul a început să dea bici la cai. Și domnul fiind un domn foarte elegant, de viță aliasă, i-a fost frică să meargă și repede s-a dat jos. Și mâna căruțașul caii, galopau și cineva l-a întrebat, băi, unde merge așa în galop? Îl duc pe domnul. Dar domnul nu era în spate, domnul era banca goală. Așa sunt mulți pocăiți. Merg cu domnul, unde te duci? Merg cu domnul. Dar domnul nu mai e. Nu așa a zis Samson. Mă voi scula și voi face cam celelalte dăți. Și menționează acolo cronicarul Scripturii
că nu știa că Domnul se depărtase de el. Auzi, Domnul se depărtase, Domnul nu mai era cu el. Credea el că Domnul e cu el, dar Domnul nu mai era cu el. Odată, când a fost aici fratele Tipei, vorbea despre prietenia cu Dumnezeu. Mi-a plăcut gândul acesta. Dar nu e suficient ca eu să zic că l-am prieten pe Dumnezeu. Și Domnul trebuie să fie și să spună că este prieten cu mine. Îl cunoști pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu te cunoaște pe tine. Te cunoaște? Că așa cunosc. Eu nu-l cunosc pe Domnul Iohannis. Cum să nu-l cunosc? L-am văzut. Dar nu în realitate. Nu l-am văzut. A venit în Târgu Jiu, dar n-am mers să-l văd. Dar de cunoscut îl cunosc? Cum să nu-l cunosc? El mă cunoaște pe mine. Habar n-are. Habar n-are cine-i bătăne la urel. A fi creștin, a fi pocăit, înseamnă relație autentică, reală cu Hristos. Și aici Sfântul Apostol Pavel vorbește despre două pericole care ne pasc pe noi ca și pocăiți, ca și creștini, care ne fac să nu mai fim cu Hristos. Primul pericol care îl aduce în atenția noastră aici Apostolul Pavel este individualismul. Iar al doilea, raționalismul. Individualismul pune accentul pe individ. Și așa plac oamenilor să fie în centrul atenției. Să fie ei înconjurați și ei să fie centru, nu Hristos. Și există pericolul la noi la pocăiți ca să punem un accent mai mare pe individ decât pe Hristos. Există acest pericol. Există pericolul ca eu, ca individ, să fiu un om egocentric, un om egoist, să vreau, și Apostolul Pavel, știți de ce spune că în zilele din urmă sunt vremuri grele și rele? Pentru că oamenii cum vor fi? Egoiști. Vor fi iubitori de sine. Și faptul că omul devine în centrul atenției, omul devine egoist, asta face ca vremurile și timpurile să fie grele, să fie rele. E greu să trăiești într-o lume în care oamenii devin individualiști, devin egoiști. Ei și numai ei. Și aici, în pasajul nostru, Sfântul Apostol Pavel vrea să atragă puternic atenția asupra acestui pericol care te face să-L pierzi pe Hristos. Să fii și să rămâi un creștin sau un pocăit, dar fără Hristos. Un individualist, un om egocentric, egoist, care crezi că ești în centrul atenției, crezi că toată lumea trebuie să se poartă cu tine într-un anumit fel. Merg câteodată într-o zonă și lucrez cu anumiți oameni și e atât de greu, trebuie să fii atât de atent cum vorbești cu ei, că orice vorbă o interpretează, orice gest, gata, le sare țandăra și fac un scandal, nici nu te gândești la atâtea lucruri care le debitează mintea lor. Sunt atât de individualiști, atât de egoiști, se supără atât de repede, le sare țandăra imediat, fac un scandal de mama focului, pentru că ei trebuie să fie în centrul atenției. Omul, nu Hristos. Omul în centrul atenției. Și Apostolul Pavel aduce în atenția noastră și Domnul nostru Iisus Hristos spune în Luca capitolul 9, de la versetul 23. Apoi a zis tuturor, și ne spune și nouă, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Auzi? Ce cere Hristos?
ca să te lepezi de tine, El trebuie să fie în viața ta, nu tu. Să te lepezi de tine. Să renunți la egoism, la sinele din dumneata. Să renunți. Să ții crucea în fiecare zi și să-L urmezi pe El. Și Domnul Hristos spune, fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Adică oamenii sunt așa normal. Dom'le, eu vreau să-mi scap viața, eu vreau să trăiesc confortabil, vreau să trăiesc bine, vreau să am de toate. Dar aici spune Mântuitorul un principiu etern, veșnic, un principiu ceresc. Vrei să scapi viața? Să știi că o pierzi. Ceea ce Domnul Hristos ne spune, nu vrea să reteze viața noastră, nu vrea să anuleze viața noastră, nu. El vrea să ne dea viață și spune, vrea să ne dea viață din belșug. Dar după principiul Lui, oricine vrea să-și scape viața, de fapt o pierde. Și spune în continuare Mântuitorul, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Asta da. O va mântui. Să știți dumneavoastră, mântuirea e un proces. Începe cu regenerarea, da? Atunci când îl primesc pe Domnul Hristos și Domnul prin Duhul Sfânt schimbă viața dumneata, continuă cu sfințirea și se finalizează cu glorificarea. Atunci va fi apogeu când în împărăția lui Dumnezeu Domnul te va glorifica. Și în procesul acesta al mântuirii există un aport al meu și al dumneatale care trebuie să ni-l aducem pentru a fi mântuiți. Există o luptă pe care trebuie să o ducem. Și lupta nu se dă cu cei de lângă noi, ci lupta se dă în noi, în mine, în dumneatale, în egoismul, în eul dumneatale. Aici se dă lupta. Aici. Și Domnul Hristos spune, vrei să câștigi viața? De atunci trebuie să o pierzi, să renunți. Și atunci o vei mântui. Și spune în continuare Domnul nostru Iisus Hristos. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Ce ar folosi? Ce ar folosi unui om? Să câștigi tot. Să ajungi la nivelul acesta. Să ai toată lumea la picioare, să ai toată bogăția lumii. Dar dacă te-ai prăpădi sau te-ai pierde pe tine, pe tine însuți. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Iubiți frați și surori, vreau să vă atrag atenția în seara aceasta și să vă spun clar și tare să mă auziți. Și de fapt, aici spune Apostolul Pavel, Domnule, pentru cei care sunt pe calea pierzării, păi e o nebunie. Și e adevărat. Ești nebun, nu? Să renunți la tine, să renunți la confortul tău, să renunți la banii tăi, păi nu înseamnă nebunie. Nu înseamnă nebunie. Mă, da, dați bani la biserică. Dați. Vă păcălesc popii ăia, ai voștri, pocăiții. Vreți să-i îmbogățiți de cumpărare mașini scumpe? Și spun oamenii tot felul de lucruri. Pentru că ei sunt pe calea pierzării. Pentru ei e o nebunie să dai. E o nebunie. Și totuși Mântuitorul spune, e mai ferice să dai decât să primești. Și de ce nu aplicăm principiul acesta? Pentru că nouă ne place să primim, nu să dăm. Asta e firia. Și omul se bucură, omul care e pe calea pierzării, se bucură și spune, mă, e o nebunie, ăștia sunt chiar nebuni. Să dai. Auzi? Și să și mai bucură că dă. Dă banul lui și se bucură. E foarte fericit. Că poate să ajute, că poate să dea. E o nebunie. Dar pentru cei care sunt pe calea pierzării. Propovăduirea crucii, spune aici Apostolul Pavel, e o nebunie. Pentru că noi ne pierdem viața. În centru trebuie să fie Hristos. Nu noi. Nu eul nostru. Și aici dați-mi voie să merg puțin mai adânc și dacă puteți
să țineți firul și să fiți foarte atenți. Pentru că individualismul acesta consideră că nu mai are nevoie de ceilalți. Nu mai are nevoie de biserică, nu mai are nevoie de nimic. Cum se prezintă Hristos? El se prezintă prin biserică și m-am gândit la un aspect, poate l-am spus și eu, deși n-am mers la foarte multe evanghelizări, dar câteodată am mai mers pe la evanghelizări. Și poate, nu știu sigur, m-a scăpat și pe mine gura să spun un neadevăr, care îl spun foarte mulți evangheliști. Zic așa, fac chemare, te chem la Hristos, nu la vreo biserică. Nu trebuie să vii la nicio biserică, vino la Hristos! Și încearcă să motiveze oamenii să vină la Hristos, dar nu la biserică. Păi mai ziceam, păi eu nu fac parte nicio biserică. Nici om individualist. De unul singur, du-te nene de unul singur. Și vezi unde o să ajungi. Fără biserică, Hristos are biserică, el nu se relevă așa, individual. El nu zidește lucrarea unui om, el zidește biserica, așa a spus. Biserica o zidește, nu lucrarea unui om. Dar, normal, acum, individualistul este individualist. Vreau să vă citesc un citat, am aici o carte, scrisă de un autor american. Cartea se numește Hristos decupat din imagine, așa se numește cartea, dar zice aici, creștin fără biserică. E un fel de subtitlu. Pentru unii chiar și biserica a devenit opțională și a fost în întregime decupată din imagine. Recent, un grup de creștini au împărțit tractate biblice la școala unde era înscris băiatul meu Marc. Ultima pagina tractatului scotea în evidență nevoia de a crede în Iisus, de a te ruga lui Iisus, a citi Biblia și a spune altora. Nu s-a făcut nicio trimitere la biserică, desigur, Hristos era inclus în ghilimele, în mesaj, dar biserica a fost exclusă. Prin urmare, implicarea este, dacă poți să găsești împlinirea nevoilor tale și fără biserică, la ce să te mai complici? Dacă diversele canale media, cărțile, televiziunea, radioul, alte mijloace electronice, poți să le satisfacă nevoile personale și spirituale, la ce se mai merg la biserică? George Brown ne oferă un astfel de exemplu șocant. Și aici dă un citat vis-a-vis de autorul acesta, care scoate în evidență că omul nu are nevoie de biserică, are nevoie de Hristos. Apoi, e un citat mai lung al acestui autor care îl dă aici, nu-l mai citesc, dar după citatul acesta, aduce un alt citat al lui Gordon Fee. Gordon Fee e un mare teolog american, e contemporan cu noi, acum e foarte bătrân, dar e unul dintre cei mai recunoscuți, cei mai respectați teologi ai lumii. Și aici autorul acesta dă un citat al acestui teolog. Spune, Gordon Fee spunea, mai mult decât orice, biserica este un grup format din foști păcătoși, adunați împreună cu Hristos, umplus cu Duhul Sfânt, având o misiune, de fapt. Mântuirea individualistă este străină Noului Testament. Marea parte din ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem nu poate fi realizat separat de comunitate. Oamenii întotdeauna sunt mântuiți în comunitate, ajutându-ne unii pe alții, lucrând împreună pentru aceeași cauză, rugându-ne împreună, învățându-ne unii pe alții și sprijinindu-ne reciproc nevoile și încercările prin care trecem, toate acestea demonstrează o implicare reciprocă adâncă în viața celorlalți. Biserica nu este un loc pe care îl frecventezi. Biserica este o comunitate la care aparții. Și închei aici citatul. Am constatat câteva lucruri. Spunea cineva, domnule, eu vin la biserică, dar mă plictisesc. Mă plictisesc în adunare. Ce te plictisești în adunare? Este drept că acum,
cu toate curentele acestea care vin cu psihologia și cu toate metodele, ele sunt bune luate într-o anumită parte, dar s-ar putea să cădem în extreme. De exemplu, luăm psihologia, care este bună. E bine să cunoști despre om, despre psihic, despre toate lucrurile. E foarte bine. Dar psihologia are multe lucruri negative, multe lucruri rele. Și eu personal cunosc oameni, frați, care au început facultatea de psihologie și au zis că au renunțat. Nu au mai putut să o facă, pentru că trebuiau să învețe. Și nu era baică, da, dar le ceria acolo examinatorul, profesorul, să spună tot felul de tâmpeni, tot felul de prostii. Și atunci, măi, ei se luau la contrazice, nu e... Dar îi pica la examen și nu mai putea să termine facultatea. Așa, există și aici, da, domnule, trebuie să fim relevanți. Foarte adevărat. Trebuie să fim relevanți. Trebuie să fim pragmatici. Foarte adevărat. Să fim practici. Dar e în același timp un adevăr pe jumătate. Că, da, trebuie să fim pragmatici. Dar fără să renunțăm la Scriptură, la Biblie, n-ai cum. Sunt anumite modalități când poți să fii foarte practic, dar să renunți la anumite principii ale lui Dumnezeu. Și poți să fii foarte practic. Dar renunți la Hristos. Și atunci nu mai merge. Domnule, nu mi se potrivește nimic. Mie mi se potrivește altceva. Ce se potrivește? Păi, sunt atâția predicatori, sunt atâția și... De minune nu mi se potrivește aici, în biserică. Și vii mai rar, tot mai rar, până te răcești de tot și până se duce sufletul dumneata. Nu poți de unul singur să fii mântuit. Individualismul acesta și răceala și toate aceste lucruri ne depărtează de Dumnezeu. Îl decupează, cum spune aici autorul, decupează pe Hristos din imagine. Îl scoate pe Hristos și rămânem pocăiți fără Hristos. Și atunci putem merge înainte, dar fără Dumnezeu, fără Hristos. Și ne zbatem și vrem una și vrem cealaltă. E cam tâmpenie pentru oamenii care merg pe calea pierzării. Să vii, auzi, duminica la adunare și de dimineață și seara. Și dimineața și seara, nemții când au venit la noi, au zis că ei nu vin la ora 9 la biserică, de prea multe ore. N-au cum să stea 3 ore în biserică, n-au. Nu pot. E o oră jumate, o dată pe săptămână, atât, le ajunge. Le ajunge. Nu devenim așa, încet, încet, individualiști. Fără biserică, fără... Lasă că e suficient Hristos. Ba mai spunea un neamț că le-a provăduit cuiva, gata, e mântuit. Și te apuci să le spui una și alta. Ce? E gata, cred că le-ai provoit. Să roagă, gata. Te-ai mântuit, ajungi în cer. Direct în rai îi bagă. Dar vedeți, nu îi putem băga oamenii în rai. Că i-am băgat chiar, că m-a ajutat și a luat pe toți. Tot Târgu Jiu în rai cu el. Dar nu se poate. Există Hristos. Și numai prin Hristos, numai prin jertfa Lui, putem să fim mântuiți. Și atunci vin. Și marțea, vii și joia, vii, mergi la un grup de prieteni, nu poți. Pentru că nu trăiești ca individ, trăiești ca comunitate. Tu aparții, tu ești mădular. Nu ești de unul singur. Individualismul. Și apoi, aici mai spune Apostol Pavel de alt curent, raționalismul, care luat în parametrii normali, nu este un lucru rău, dar te împinge să nu mai crezi minunile lui Dumnezeu, să fii rațional. Păi, poți să crezi o minune? Păi, am mai auzit și pe cineva, Doamne, nu pot să cred, nu pot, nu? Da? Nu? Sunt atâtea minuni care nu se pot, nu pot intra în mintea noastră, că sunt minuni. Dacă n-ar fi minune, atunci da, ar fi un lucru rațional. Dar lucru rațional nu mai e minune.
Minunea trebuie să fie un lucru care depășește rațiunea, care este un lucru supranatural. Nu e un lucru natural. Trebuie să fie un lucru supranatural. Și aici, în Scriptură, găsim o grămadă, o grămadă de minuni. Dar omul rațional e foarte greu să creadă. Credința nu face casă bună cu rațiunea. Nu prea merge. Nu merg împreună. Nu se poate să vezi minunile lui Dumnezeu, aici lași rațiunea și vii la credință. De-aia spune ce e credința, definiția credinței, în Evrei capitolul 11, versetul 6. Și tu spune, o încredere neclintită, lucrurile dăjduite, o putere despre lucrurile care nu le vezi. Ăștia depășesc rațiunea. Și iarăși, aici Apostolul Pavel vine și spune, normal că propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. E o nebunie. Domnul Hristos spune așa, și acum vreau să mă apropii de încheiere și să revenim la noi. Omul bun scoate din misteria bună a inimii lui lucruri noi, nu spune vechi. Cum spune? Vechi și noi sau noi și vechi? Lucruri noi și lucruri vechi. Omul bun scoate din misteria bună a inimii lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce înseamnă asta? Exemplu. O biserică obișnuiește din când în când să lase frații să aducă mărturii cum Dumnezeu a lucrat în viața lor în ultima vreme. Și întotdeauna un frate care acum are 89 de ani se ridică și spune, fraților, când eram eu în armată, Dumnezeu a lucrat, asta a spus-o de 100 de ori în biserică. Toată lumea o știe. Dar el doar mai oare. Are în inima lui un lucru vechi. O experiență autentică, o experiență reală cu Dumnezeu, dar veche. Nu că e rea, e bună. Dar omul bun, el scoate din misteria bună a inimii lui lucruri noi. Experiențe autentice, care le trăiește acum cu Hristos. Și lucruri vechi. Experiențele acestea care le trăiești acum sunt cumva înrădăcinate, sunt cumva motivate, cumva acelea vechi i-au dat avânt ca să aibă și experiențe noi cu Hristos. Dacă Hristos n-a făcut o minune în viața ta în ultima săptămână, ai trăit cu Hristos. O minune care depășește rațiunea. Nu mai suntem raționali. O minune care este cu adevărat o minune și care eu trebuie să o scot din misteria bună a inimii mele. Scot din misteria bună a inimii mele lucruri noi, experiențe noi, experiențe reale, experiențe care acum le-am trăit cu Hristos și experiențe vechi. Că nu trebuie să le alungăm pe cele vechi, că sunt bine și ele, dar nu sunt suficiente. Să trăim ca acum 20 de ani, Dumnezeu m-a cercetat și Dumnezeu mi-a vorbit și Dumnezeu a lucrat în felul acela în viața mea. E bine că a lucrat acum 20 de ani, dar e rău că nu lucrează acum. E rău că nu lucrează acum. Dacă ești un om cu o inimă bună, trebuie să scoți din inima ta astfel de experiențe. Lucruri noi și lucruri vechi. Experiențe noi cu Hristos. Experiențe care depășesc rațiunea, experiențe să spui despre Hristos, Hristos să fie în centrul atenției, să-ți vorbească Hristos la tot pasul, în tot momentul, Hristos să fie mereu în mintea dumneatale, pe gura dumneatale, Hristos, Hristos, numai Hristos. Și zic că ea, bă, am nebunit ăsta. Nu mai știe altceva decât Hristos. Asta spune aici Apostolul Pavel. Propovăduirea crucii, în centru să fie Hristos. Nu noi, nu eul nostru, nu rațiunea noastră, ci Hristos. Hristos care face minuni. Și acum încheiem cu întrebarea. A făcut Hristos vreo minune în săptămâna care a trecut în viața ta, în viața dumneatale? Hristos e viu în viața dumneatale. I-ai văzut mâna? I-ai văzut puterea? Ai văzut minunea? Cum El a lucrat în viața ta? Poți să scoți
Divisteirea bună a inimii tale, lucruri noi și lucruri vechi, experiențe noi cu Hristos, care nu le-ai mai trăit până acum, dar le-a trăit ieri cu Hristos. Și experiențe mai vechi, care le-ai trăit în anii trecuți. Există Hristos în centrul vieții dumneatale? Hristos și numai Hristos. Hristos și numai El. Pentru cei care sunt pe calea pierzării, e nebunie. Îl consideră într-o fel, e treaba lor. Dar pentru noi, care am experimentat puterea lui Dumnezeu, pentru noi care am gustat din Dumnezeu, că de-aia spune psalmistul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Cum spunea cineva și se zice că e întâmplarea reală, când la un mare congres din fosta Uniune Sovietică s-a încercat să se aducă argumente că Dumnezeu nu există. Și când s-a dat voie la cineva să aducă un contraargument, a venit un om și a băgat mâna în buzunar și a scos o portocală și a început să desfacă portocala și a început să mănânce o felie, a mai rupt o felie și a mâncat-o și bună era portocala. Și conferențiarul care prezida acolo a zis, ce faci, domnule? Ce-i cu asta? Și cel care a venit în față, era un frate de-al nostru pocăit, a zis, domnule conferențiar, dumneavoastră cunoașteți gustul portocalei? Nu-l cunosc, că tu mănânci din ea. Așa e și cu Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu există, că am gustat din el. Știu că e bun. Am avut experiență cu Dumnezeu. Poți să vii să-mi spui câte vrei. Poți să spui că sunt nebun. Poți să spui că Dumnezeu nu există, că totul e o invenție, că vor pocăiții să vă manipuleze. Că câte nu se spunea. Exact ce spune aici Apostolul Pavel. Aici în 1 Corinteni, capitolul 1. Dar, dacă ai gustat, dacă ai văzut că a făcut o minune, și nu una, și nu două, și mereu și mereu, Domnul Iisus face minuni în viața ta, păi atunci mergi pe cale, nimeni nu te mai doboară de pe cale. Atunci, n-ar mai trebui, frați și surori, să ne mai îngrijorăm atât de mult, bacă unii cap, bacă unii se răcesc, bacă unii numai prin la adunare, ba du-te pe la ei pe acasă, ba încearcă să vezi, dai să nu se supere, să vedem cum să-i rog, să vedem și să... De ce toate acestea? Pentru că nu există aceste experiențe noi cu Hristos. Nu e Hristos acolo, în centru. Și devenim pocăiți fără Hristos. Dacă e Hristos acolo, dacă trăiește Hristos, dacă Hristos e centrul vieții mele, Hristos face minuni. Aici spune, noi propovăduim, ce propovăduim? Păi propovăduim pe Hristos, care este puterea lui Dumnezeu, care este înțelepciunea lui Dumnezeu. Noi asta propovăduim, nu propovăduim altceva. Nu vorbim despre înțelepciunea lumii, nu vorbim despre politică, nu, noi vorbim despre Hristos. Să ne ajute Dumnezeu. Asta să fie în adunare. Hristos să fie în centru. Povestea cineva că a venit la adunare, nu la în România, în Statele Unite. Și se ducea să se spânzure. Avea sfoara în buzunar. S-a pus undeva pe bancă și a zis, înainte de a intra, a zis, mă duc să mă spun, dar hai să mă duc o dată la pocăi, să văd ce e acolo. Și se vorbea la pocăiți despre politică. Și s-a dus omul și s-a spânzurat. Dar s-a mai întâmplat altceva. Tot așa, cineva cu sfoara în buzunar, dar l-a adus fratesul. I-a spus, băi, dacă tot te duci să te omori, hai mă la adunare. După aia du-te și omoară-te. Și vine omul ăsta la adunare, sfoara o avea în buzunar. Și stă pe bancă. Și de la învon se provodește pe Hristos. Nu politică, nu alte lucruri, Hristos. Și în timp ce se propovăduia cuvântul, ia sfoara și-o dă lui fratesul. Nu mai mă spânzur. Pentru că am întâlnit cu Hristos care dă viață, care dă șansă. Pe Hristos, fraților, să avem. Noi îl propovăduim nu altceva, nu înțelepciunea lumii, nu cultură, nu. Noi îl propovăduim pe Hristos. Și Hristos ăsta e un Hristos real. E un Hristos care poate să facă minuni în viața ta. Iar dacă nu face, se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Îți spun eu ce se întâmplă. Există un ban, un păcat, care face ca Hristos să se depărteze. Hristos să dispară. Să știi. Clar,
drept în față spun. Dacă Hristos nu e în centrul vieții tale, dacă Hristos nu se relevă, dacă Hristos nu intervine în viața ta, să știi că este baiul acesta. Ce trebuie să faci? De-aia spune, păcatul ăsta care vă înfășoară așa de lesne, și spunea Iosif, cum ne înfășoară, așa spune în Evrei, capitolul 1, ce trebuie să faci cu el? Dă la o parte. Dă la o parte. Suntem la un început de an și suntem la un început de trezire spirituală care Dumnezeu o face, Hristos o face, în biserica Lui. Dar în procesul acesta suntem la punctul de curățire. Și acum uită-te în inima ta. Vezi dacă e murdară. Vezi dacă mai sunt acolo lucruri care îl supără pe Hristos, care îl supără pe Dumnezeu, care nu-i dau voie lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și acum, din nou și din nou, te chem, lasă-le la cruce. Haide să ne ridicăm la crucea de la Golgota. Doamne, vin să îngenunchez cu viața mea.